Zani nu vrea să audă de Ana Porgras. Faimosul de la Survivor a pus capăt zvonurilor legate de o posibilă relație. i a rănit pe mine cândva. Scene de gelozie la Survivor All Stars Apropierea dintre Zani și Alexandra Dul a călcat-o pe bec pe Ana Porgras. Faimoasa a simțit că al ei coleg de breaslă și războinica își aruncă priviri siropoase și recurg la diverse gesturi controversate, fapt care a pus-o pe gânduri după ce a dat de înțeles că o deranjează faptul că faimosul are anumite glume cu rivala lui, Ana Porgras și Zani au decis să spună lucrurilor pe nume. Nu mai este niciun secret faptul că Ana Porgras și Zani au fost foarte apropiați în primul sezon Survivor. Mulți au crezut că cei doi trăiesc o idilă, însă lucrurile s-au schimbat după ce au părăsit competiția. Fosta gimnastele mărturisea tuturor că nu-și dorește o relație amoroasă cu traperul, iar la acea vreme a reușit să stârnească multe reacții negative la adresa ei. Asta pentru că în timpul emisiunii, ea a arătat contrariul. A trecut timpul, iar cei doi au dat totul uitării. Nu au mai păstrat legătura, însă se pare că odată ajuns în Republica Dominicană, lucrurile au început să se miște rapid. Zani și Ana au devenit iar apropiați și sunt mulți cei care cred că s-a aprins flacăra iubirii între ei. Doar că... Scenariul este puțin diferit acum. Faimosul a trăit deja odată dezamăgirea de a nu fi cu Ana Porgras. Așa că acum este mult mai atent. S-a apropiat de Alexandra Duli, a glumit cu ea, i-a oferit un trandafir și chiar a pupat-o pe obraz. Ei bine, această apropiere dintre faimos și războinică nu i-a picat tocmai bine fostei sportive. Eu am văzut și dintr-o parte, și din cealaltă că se bagă în seamă la joc. Am văzut-o pe Dul că tot vine pe lângă, dar l-am văzut și pe Zani rămânând în urmă la banca lor. Apropierea lui cu Dul a fost un pic deranjată, iar eu am simțit nevoia să mă dau puțin la o parte. Nu pot să vorbesc despre asta. Nu pot să zic nimic că o să interpreteze greșit și nu e ok. Abia aștept momentul unificării, și Doamne ajută să-l prind. Să văd exact despre ce e vorba. Ca așa, ce vedem noi la joc? nu pot să observ mare lucru, a explicat Ana Porgras. Ce spune Zan despre relația cu Ana Porgras? Zan consideră că situația dintre el și Ana este una delicată pe care nu a vrut să o deschidă în acest sezon. În opinia lui, au rămas lucruri nerezolvate între ei doi în acești trei ani de când nu și-au mai vorbit. Asta e o discuție destul de delicată cu Ana Porgras, pe care nu am vrut să o deschid în sezonul ăsta. Sunt niște chestii nerezolvate de ea. Eu n-am vrut să arăt că n-am vorbit timp de trei ani. Dreptatea va fi mereu. Cine va trebui să plece acasă, va pleca acasă, a explicat Sani. Faimosul a recunoscut că o simpatizează pe Alexandra Duli și a ținut să puncteze și faptul că el este un bărbat singur. Traperul a mărturisit că Ana Porgras l-a rănit în urmă cu trei ani, însă nu are de gând să-i reproșeze nimic din trecut. Totul a plecat că am luat-o în brațe pe Duli. Eu o simpatizez pe Duli. Ce să fac acum? Sunt singur. Nu vreau să o rănesc pe ea, dar ea m-a rănit pe mine cândva. Ea m-a rănit acum trei ani de zile, dar nu vreau să îi reproșez asta. Nu vreau nici să mă separ de Ana. Nu vreau nici să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. De ce nu îmi dai libertatea? De ce ai anumite reacții când eu am gesturi cu Duli? A mais poucos anos.